În acest clip vei putea urmări 12 sume, am ales rezolvate în întregime. Unele dintre ele le voi aborda din două puncte de vedere. Și metode pentru gimnaziu și metode pentru liceu. Ele apar, de fapt, în subiectele de bacalaureat pentru orice uh, profil și specializare. Bine, subiect, uh, cei care vor da bacalaureat la matematică și pot să apară și în subiecte de evaluare. De aceea voi alege, v-am spus, două metode de abordare pentru o parte dintre ele. Prima sumă, dacă ești la gimnaziu, te sfătuiesc să o abordezi în felul următor. O notezi cu S de la sumă, 1 plus 2 plus 2 la a doua plus 2 la 7 și da? o vei înmulți cu baza puterilor ce ți apar în sumă. 1 este 2 la 0, deci 2 cu 2. Vezi de unde le iei pe 2? Și atunci vei avea 2 ori ies, că înmulțești ambii termeni, 2 ori 1 fac 2, 2 ori 2 fac 2 la a doua, se adună exponenții, când înmulțești 2 ori 2, ai 2 la 1 plus 1, deci 2 la 2, 2 la a doua ori 2, 2 la a treia, plus 2 la a șaptea ori 2 la a întâia, dacă nu are exponent, are exponentul, 1, 2 la a opta. Și apoi, în pasul al doilea, vei face scădere de jos în sus, două sume minus o sumă ne va da o sumă, egal, ea privește ce se întâmplă, 2 cu 2 se reduc, 2 minus 2 scădem, e 0 2 la a doua minus 2 la a doua 2 la a treia minus 2 la a treia, că există acolo, 2 la a șaptea, termenul de dinaintea lui 2 la 8 cu 2 la 8, și privește, ți-a rămas 2 la 8 de pe al doilea rând, cel scris cu roșu minus 1. Și evident că vei putea face calculele 2 la 8, 256, minus 1, 255. Deci asta este prima metodă de abordare, vezi, nu necesită nicio formulă pe care să o memorezi. Cea de-a doua metodă de abordare ține de câteva cunoștințe extrem de simple de progresii geometrice. Ea privește ce Observăm când luăm acești termeni. Primul termen este 1, al doilea termen este 2, al treilea termen este 2 la a doua, al patrulea termen 2 la 3 și ultimul termen din această sumă este 2 la a șapte. Observăm că 2 împărțit la 1 fac 2. 2 împărțit la a doua 2 la 2 am împărțit la 2 la 1, la termenul anterior, 2, 2 la 1, când împărțim se scade exponenții, 2 minus 1, deci tot 2. Mă duc și iau și al patrulea termen, 2 la 3, și îl împart la 2 la 2, termenul al 3, și vom obține 2 la 3 minus 2, deci 2 la 1. Observați, tot timpul am obținut 2. Un astfel de șir care are proprietatea că fiecare termen împărțit la cel de dinaintea lui ne dă același număr, nenul, se numește progresie geometrică și avem acest simbol cu o liniuță orizontală cu două puncte deasupra și două de dedesubt. Termenul acesta pe care l-am, uh, numărul pe care l-am obținut prin împărțire se numește rația progresiei și se notează cu Q de regulă. Pentru a calcula suma unei progresii geometrice, ai nevoie de o formulă care se demonstrează exact cu metoda pe care am folosit-o anterior. Suma primilor n termeni dintr-o progresie geometrică este primul termen pe lângă rația la numărul de termeni minus 1 supra rația minus 1. Deci ca să poți calcula, trebuie să precizezi cine este primul termen Păi în cazul sumei noastre, primul termen este 1. Îl vedem aici. Bun, cine este rația progresiei? Am stabilit că e 2. Și câți termeni are progresia? Aici trebuie să fii, te rog, atent, Atentă, cum procedezi la numărarea termenilor? Dacă sunt puțini, ca aici, până la șapte, pur și simplu îi numeri pe degete. Bineînțeles, glumesc, e bine să îți fie clară metoda de numărare. Deci, ne uităm la exponenți. Unde nu ai scris nimic, avem exponentul 1, 2 la 1. Deci, de la 1, 2, 3 sunt consecutiv până la 7, avem 7 termeni, deci mai arăt o dată 1, 2, 3, 7, dar ține cont că pe 1 care e 2 la 0 nu l-am numărat și atunci avem 7 numărați sus plus 1 pe care nu l-am numărat, deci avem 8 termeni. Și apoi evident vei aplica formula S8 la noi, că avem 8 termeni, este primul ori Rația la numărul de termen minus 1 supra 2 minus 1. Rația minus 1. Și observ că am obținut exact aceeași sumă ca mai uh, sus. Nu contează metoda de abordare. Și această a doua sumă o voi aborda din două puncte de vedere. Dacă ești la gimnaziu, te sfătuiesc să procedezi astfel. Verifică pasul cu care se face retrecerea de la un termen la altul. Ia priviți, 1 pe 5 la a treia împărțit la 1 pe 5 ne dă 1 pe 5 la a treia ori 5 pe 1, când împărțim se scad exponenții, 5 la 3 împărțit, la 5 la 1 ne va rămâne 5 la 2 și atunci am obținut 1 pe 5 la 2. Dacă împărțim 1 pe 5 la a 5, la 1 pe 5 la a 3, procedând la fel, vom obține 1 pe 5 la 2, ori 5, 1 pe 5 la a 5, ori 5 la a 3 pe 1. Când simplificăm, vom avea 5 la a doua, că se scade exponenții, deci 1 pe 5 la a doua. Și atunci vei mulți întreaga sumă cu 1 pe 5 la 2. Deci vom avea, în prima metodă de abordare, 1 pe 5 la a doua ori ies, egal. Când mulțești 1 pe 5 cu 1 pe 5 la a doua, la mulțire se, se scrie baza și se adună exponenții. 1 pe 5 la 1 1 pe 5 la a doua, adunăm 1 cu 2, 1 pe 5 la a treia. Plus 1 pe 5 la a treia, înmulțit cu 1 pe 5 la a doua, aceștia doi, ne vor da la mulțire 1 pe 5 la 5, -a, pentru că adunăm exponenții. Și procedăm analog până când vom înmulți 1 pe 5 la 2 cu 1 pe 5 la 15, adunăm exponenții 1 pe 5 la 17. Și ca și la suma anterioară, facem scăderea acestor termeni. De data asta am să-i scad de sus în jos. Ordinea ce o vei alege vom avea S minus 1 pe 5 la a doua ori S egal. Ia priviți ce se întâmplă. 1 pe 5 la a treia se reduce cu 1 pe 5 la a treia. 1 pe 5 la a 5 -a cu 1 pe 5 la a 5 -a. 1 pe 5 la a 15 -a cu 1 pe 5 la a 15 -a și ne-au rămas 1 pe 5 de sus cu minus, că am scăzut de, jos, de sus în jos, minus 1 pe 5 la a 17. -a. Vom da factor pe yes din prima parte a egalității, atenție, S yes împărțit la yes ne va da 1. Deci vom avea 1 minus 1 pe 5 la 2. Egal. Aici, dacă vrei, dai un factor, dacă nu, lași așa 1 pe 5, minus 1 pe 5 la 17. Aduc aici la același numitor 5 la a doua, deci vom avea S ori. 25 minus 1, 24 pe 25, egal cu Haideți să dăm factor 1 pe 5 pe lângă 1 minus 1 pe 5 la 16. Te rog atenție când ai factor că se împart uh, termenii la factorul comun și atunci suma obținută va fi 1 pe 5 pe lângă 1 minus 1 pe 5 la 16 împărțit la 24 pe 25, deci înmulțit cu inversul vom avea suma Egală cu 1 pe 5 pe lângă 1 minus 1 pe 5 la 16 ori 25 pe 24. Pentru că avem operații de mulțire simplificăm 5 cu 25 și atunci am obținut 5 pe 24 pe lângă 1 minus 1 pe 5 la 16 rezultatul acestei sume. Cea de-a doua metodă de abordare se bazează tot pe cunoștințele de la progresii geometrice. Deci, rația este deja obținută din, primul, uh, din prima metodă. Deci, când am împărțit 1 pe 5 la a 3 la 1 pe 5 la a întâia am observat rația, 1 pe 5 la a doua. Ea privește 1 pe 5 la a cincea, la 1 pe 5 la a treia. Rația progresii este 1 pe 5 la a doua. Primul termen îl observăm, 1 pe 5, îl luăm de aici, iar numărul de termen. Te rog să fii atent, atentă de unde iau numărul de termen. Am exponentul 1, exponentul 3, exponentul 5, exponentul 15. Deci de aici numărăm termenii. Avem 1, 3, 5, fiind până la 15, poți să-i scriu pe toți. Observăm că uh, sunt doar numerele impare, 7, 9, 11, 13 și 15 și numeri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termeni are această sumă. Deci N este 8. Numeri pur și simplu câte numere impare ai de la 1 la 15 de la 1 la 16 sunt 16 numere, 8 sunt impare și 8 pare. Deci clar că sunt 8 impare. Ce te faci dacă ai mai multe? Exact cum am procedat, cum am vorbit. Să spun că ai numerele de la 1 la 29. Păi de la 1 la 8 doar cele impare. De la 1 la 30 ai 30 de numere, 15 sunt pare, 15 impare. Înseamnă că de la 1 la 29 ai din 2 în 2, doar numerele impare sunt 15. Sigur că există și alte metode, nu-i singura metodă de numărare. Și atunci ne întoarcem la formula pe care o voi aminti aici. Este scrisă pe pagina anterioară, dar e bine să o ai în față atunci când o um, aplici. Deci suma la progresie geometrică, suma primilor e în termen este. Avem B1 pe lângă Q la N minus 1, supra Q minus 1 Q este rația. Și atunci suma noastră va fi primul termen 1 pe 5 la 2, pe lângă rația care este, primul termen este 1 pe 5, pe lângă rația 1 pe 5 la 2 la puterea a 8, numărul de termen minus 1, supra rația 1 pe 5 la 2, minus 1. Și atunci vom avea 1 pe 5 ori se mulțesc exponenții aici la puterea unei puteri, deci 1 pe 5 la a 16, 2 ori 8, minus 1, împărțit la 1 pe 5 la a 2 minus 1, voi aduce la același numitor cu 25, deci numitorul comun este 25, deci vom avea 1 minus 25. Și evident câteva calcule. 1 pe 5 pe lângă 1 pe 5 la a 16 minus 1, ori minus 20 și împărțit la minus 24 pe 25. Și vom face și câteva calcule ca să remarcăm că sumele sunt identice. Deci rezultatul celor două sume, indiferent de metoda, in, rezultatul sumei, indiferent de metoda cu care ai abordat-o, trebuie să fie același. Deci vom avea S egal cu 1 pe 5, 1 pe 5 la a 16 minus 1 ori 25 pe minus 24. Simplificăm aceștia că avem adunare, mutăm 5 pe minus 24, iar minusul dacă îl introduc în interiorul acestei paranteze, ne va schimba semnul. Unul avem cu plus și unul pe 5 la 16 a cu minus. Deci vezi, am obținut același rezultat. Tu vei alege metoda care ți se pare ție mai ușoară. Mergem și la aceasta tot cu două abordări, o să merg și după aceea voi lăsa o singură metodă la celelalte sume alese. Prima metodă, cea de gimnaziu, să-i spun eu, voi mulți observăm că pasul de trecere este 3. 3 la 4 am împărțit la 3 la 3, -a, 3, 3 la 5 împărțit la 3 la 4 la 3. Deci mulțesc cu 3. 3 sume ne vor da 3 la 4 -a plus 3 la 5 plus 3 la 6 plus 3 la 44 și facem scădere. De sus în jos sau de jos în sus tu-ți alegi. Hai să alegem de jos în sus, aici pare mai ușor. 3s minus ies, 2s. 3 la 4 -a se reduc, 3 la 5 -a se reduc, 3 la 6 se reduc, 3 la 43 se reduc. Deci ne rămân 3 la 44 și, și 3 la 3 și apoi împărțim prin 2. Deci suma este 3 la 44 minus 3 la 3 supra. Doamne. Prima metodă de abordare. A doua. Pasul reprezintă rația. Deci am observat că 3 la a 4 am împărțit la 3 la a 3 este 3. 3 la a 5 am împărțit la 3 la a 4 este 3. Deci concluzia, rația progresiei geometrice este 3. Deci avem rația 3. Primul termen îl vedem aici. 3 la a treia și ne mai avem nevoie de numărul de termeni ca să putem calcula această sumă. Păi ea privește, termenii noștri în ce primul are exponentul 3, al doilea are exponentul 4, exponentul 5 și exponentul 43. Judecata te sfătuiesc să procedezi în felul următor. 1, 2, 3, 4, 5, 43 sunt numere consecutive. De la 1 la N, de la 1 la 43, avem 43 de numere. Dar pe noi ne interesează să aflăm câte numere avem de la 3 la 43. Păi lipsesc cele două din față. Deci de la 3 la 43 avem 43 minus cele care lipsesc în fața lui, două numere, deci 41 de numere. E nu este 41. Și amintesc, formula SN este B1 pe lângă rația la numărul de termen minus 1 supra rația minus 1. Bineînțeles, rația să fie diferită de 1. Și avem. 3, B1 este 3 la a treia, pe lângă rația la numărul de termeni, minus 1 supra rația minus 1, 3 minus 1. Câteva calcule, dacă ești la o lucrare, 3 la 41, minus 1, supra 2. Și exact așa va rămâne suma. Pare că este din acel din alt tip această sumă, cea de-a patra sumă, dar nu, ia priviți. Avem 3 la întâia, 9 este 3 la 2, 27, 3 la 3 și hai să vedem cât este 6561. Îl vei descompune ca să observi. Uh, care e exponentul puterii? Deci se împarte la 3 și avem 2, 1, 8 în 21 de 7 ori, iarăși la 3, 7, 2 în 27 de 9 ori, iarăși la 3, 2, 4. 3, iarăși la 3, 81, 3, 27, 27 împărțit la 3, 9, împărțit la 3, 3, 3, 1. Și numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci avem 2 la 8. Voi merge doar pe, de data asta, pe progresie, pe metoda cu ajutorul progresiei geometrice și avem rația. Împărțim 3 la 2 la 3 la 1 obținem 3, 3 la a 3 împărțit la a 2, 3 la a 2 obținem 3, deci rația progresiei este 3. B1, primul termen este 3 sau 3 la a 1. Și numărul de termeni este de la exponenți. Vei vedea numărul de termeni. Păi avem 1, 2, 3. În ordine consecutive sunt aceste numere până la 8. Păi de la 1 la 8 avem 8 numere și atunci n egal cu 8. Formula o voi mai repeta o dată este B1 pe lângă rația la numărul de termen minus 1 supra rația minus 1. Deci în cazul nostru va fi primul termen este 3, rația este 3 numărul de termen 8 minus 1 supra 3 minus 1. Aici poți să faci și calculele 3 pe lângă 3 la 8, la avem 6561 minus 1 supra 2 și evident vei termina calculele dacă ești la un examen, la o lucrare, vei simplifica și aceștia și vei face înmulțirile. Mergem la cea de-a cincea sumă tot cu abordarea cu progresie geometrică, aflăm rația, împărțim 6 la a 3 la 6 la a 2, este 6. 6 la a 4 împărțit la 6 la a 3 este 6 pentru că scazi exponenții. 6 la 4 minus 3. Primul termen îl observăm aici, 6 la a 2, iar numărul de termeni ne uităm la exponenți. Avem exponenții 2, 3, 4, 20. De la 1 la 20, avem 20 de numere, sus, cei pe care îi avem noi, vor fi 20 și lipsește primul, minus 1. Deci 19 termeni are progresia noastră. Și vom calcula SN, primul termen 6 la 2, rația. 6 la numărul de termen minus 1, supra 6 minus 1. Când puterile sunt mari, 6 la 19 este un număr impresionant, nu vei mai face niciun calcul, lași 6 la 19 minus 1 și supra 5 și este, acesta este rezultatul. Cea de-a șasea sumă, ni se cere în această să arătăm că această sumă este cuprinsă în intervalul 1, 2. Voi nota suma cu IES. Observăm că seamănă cu sumele anterioare. O vom aborda tot cu progresie geometrică, dar evident că se poate aborda și cu metoda cu înmulțire. Observăm că rația progresiei este 1 pe 2. Împărțim 1 pe 2 la 1, 1 pe 2. 1 pe 2 la a doua împărțit la 1 pe 2. Este tot 1 pe 2. Deci rația e 1 pe 2. B1 e 1. Și numărul de termeni. Priviți aici la exponenții pe care vi arăt cu laserul. 2 nu are exponent, înseamnă că are 1. 2 la a doua, la a treia, la 100. Deci, avem numerele la exponenți. Vedeți, îi pun unul, unul exact sub termenul nostru, 3, 100, dar nu l-am numărat și pe acesta care e 2 la 0. Deci, aici de aici, de la 1 la 100, avem 100 de termeni, și cu acesta, de la 2 la 0, pe care nu l-am numărat încă 1, avem 101 termeni. Deci, vă rog, atenție la calculul numărului de termeni. Și mergem la sumă. Suma celor 101 termeni, eu am să o notez doar cu S, era notată și de aceea șterg indicele, va fi B1 pe care e 1, hai să-l scriu, rația 1 pe 2 la numărul de termeni 101 minus 1 supra rația minus 1. Deci vom avea, aici aduc la același numitor și avem 1 pe 2 la 101, pentru că se ridică fiecare și numărătorul și numitorul, iar 1 la 101 este 1, minus 1, împărțit la 1 minus 2 fac minus 1, 2. Împărțirea înseamnă mulțire cu inversul, deci 1 pe 2 la 101 minus 1 înmulțit cu 2 pe minus 1. Minusul voi pune în față și 2 minus 2 pe lângă 1 pe 2 la 101 minus 1. Și îl vom mulți pe minus 1 pe 2 cu, cu minus 2 cu fiecare term. Minus 2 pe 2 la 101, minus 2 ori minus 1 plus 2. Am înmulțit cu fiecare termen din paranteză. Și atunci am obținut 2 minus 2 pe 2 la 100, 1. Putem să simplificăm și avem 2 minus 1 pe 2. Aici exponentul este 1, la împărțire se scade exponenții la 100. Păi 1 pe 2 la 100, 1 este cuprins între 0 și 1 și atunci va rezulta dacă din 2 scădem un număr cuprins între 0 și 1, va fi între 1 și 2. Suma este între 1 și 2. Un exercițiu care ar putea să apară și la o evaluare, evaluare națională, dar și la un bacalaureat. Mergem la cea de-a șaptea sumă pe care am ales-o aici și o abordez din două puncte de vedere. Întâi, metoda fără cunoștințe de progresii. Observați pasul cu care merge, nu mai împărțim, că 4 împărțit la 1 ne dă 4, 7 împărțit la 4 nu ne dă exact, dar observăm că 4 minus 1 este 3, 7 minus 4 este 3, 10 minus 7 este 3, deci pasul cu care uh, trecem de la un termen la altul este 3. Și uitați-vă cum procedăm. Pe unul lăsăm neschimbat. Pe 4 vom scrie, ne uităm la pas. 3, ori 1 plus 1. Acesta este pasul. 7 este 3, ori 2 plus 1. Pasul. 10 este 3, ori 3 plus 1. Și acum gândim cât este 331. Ca să nu greșești, poți să spui 331 minus 1, că tot timpul avem la sfârșit 330 și împarți la 3 și observ că e 110. Deci îl scriem 3 ori 110 plus 1. Și acum facem adunarea acestora. Păi 1 plus 4 plus 7 plus 331 va fi îl dăm pe acest 3 factor comun. 3 pe lângă 1 plus 2 plus 110 plus, atenție, de la 1 la 110 avem 110 de 1 și pe acesta pe care nu l-am numărat, acesta, vom avea 111 de 1. Deci plus 111. Îți amintesc formula de calcul pentru sumele de Gauss. Dar atenție, trebuie să ai în ordine strict crescătoare, consecutive, de la 1 până la n, va fi n pe lângă n plus 1 împărțit la 2. Și atunci această sumă va fi 3 ori. 110 pe lângă 110 plus 1, deci 111 împărțit la 2, plus 111 tăiem 2 cu 110 și ne va da 55, avem 3 ori 55, 165 ori 111 plus 111, dăm factor pe 111, pe lângă 165 plus 1. Și evident, dacă ești la un bacalaureat sau la un examen, vei face și această mulțire din final. 111 ori 166. Cealaltă metodă de abordare, că am promis că o voi aborda în două feluri, se bazează pe noțiunea de progresie aritmetică. Am văzut pasul obținut prin scădere, dacă prin scăderea oricăror doi termeni consecutivi. 4 minus 1, 7 minus 4, 10 minus 7, obținem același număr, înseamnă că avem de a face cu o progresie aritmetică, cu rația, exact diferența acelor termeni. Deci 4 minus 1, 3, 4, 7 minus 4, 3. Bun, primul termen îl observăm, este 1. Cum calculăm uh, câți termeni avem? O metodă este cum am calculat anterior, adică am văzut că pasul este 3 și am înșirat pe toți unul sub altul. Cea de-a doua metodă se bazează pe formula termenului general de la progresii aritmetice. Orice termen este a 1 plus n minus 1 rații și ai putea avea și această abordare. Adică observi că ultimul termen a n este 331, și ca să afli câți termeni ai, procedezi așa. Ultimul termen este primul plus n minus 1 rații. Și de aici vei, avea, vei afla numărul de termeni. Aduc pe 1 în prima parte, deci fac scădere, este n minus 1 ori 3, împart prin 3, deci 110 este n minus 1 și atunci n este 100, 11. și am aflat numărul de termeni n egal cu 111. Amintesc și formula de la progresia aritmetice. Suma primilor în termeni la progresia aritmetice este a 1 plus a ori numărul de termeni pe 2. Și mergem să socotim. Păi avem suma noastră este primul termen plus ultimul ori numărul de termeni 111 pe 2. Deci avem 332 ori 111 pe 2, simplificăm și avem 166 ori 111 cu mențiunea că vei face mulțime. Păi, totul progresia aritmetică avem, abordez numai cu prima metodă. Observăm că rația este 12 minus 7, fac 5, 17 minus 12, 5, 12 minus 17, 5. Deci rația este 5. A1 este 7, iar AN este 252. Și ca să aflăm numărul de termene, avem a n egal cu a1 plus n minus 1 rații, deci 252 egal 7 plus n minus 1 o rația care e 5. 252 minus 7 fac 245 egal cu n minus 1 ori 5. Împărțim prin 5 și avem 49 egal cu n minus 1 înseamnă că ien este 50. Și nu ne rămâne decât de înlocuit în formula sumei primilor ien termeni a 1 plus a ien ori ien pe 2. Deci avem primul termen, care la noi este 7, plus ultimul termen, 252, ori numărul de termeni care e 50 supra 2. Și evident că vei termina calculele în ordinea în care faci întâi paranteza, 259 ori, dacă simplificăm 50 cu 2, 25 și vei face înmulțiri. Următoarea sumă. Deci, vedeți, nu mai este oricât ai încerca 4 minus 1 fac 3, 9 minus 4 fac 5, deci nu este progresie aritmetică. Dacă împarți 4 la 1 sau 9 la 4 la fel, nu este nici progresie geometrică. În schimb, avem o formulă când apare puterea a doua a numerelor consecutive de la 1, naturale consecutive de la 1 la n. 3 la 2 plus N la 2 este formula care se demonstrează prin inducție în clasa 9. N pe lângă N plus 1, pe lângă 2 N plus 1, pe 6. Și atunci, în cazul nostru, avem suma de mai sus. Este, observăm că N este 21. 21 ori 21 plus 1, 22 ori 2 ori 21 fac 42 și cu 1, 43 pe 6. Și evident faci simplificări, 11, 63, 3 cu 21 ne va da 7 și faci mulțirile 77 ori 43 și spui rezultatul. Deci atenție la formulă, dar trebuie să ai 1, 2, 3, 21, deci în ordine strict consecutivă de la 1 până la n și la puterea a doua, n pe lângă n plus 1 pe lângă 2n plus 1 pe 6. La fel pentru puteile, cuburile primelor n numere naturale. Formula este următoarea. 1 la a treia plus 2 la a treia plus 3 la a treia plus n la 3, este n pe lângă n plus 1 pe 2 totul la pătrat se reține ușor că avem suma Gauss amintită anterior și la puterea a doua. Deci, în cazul nostru, suma de mai sus este 10 ori 11, 10 plus 1, pe 2, totul la pătrat. 10 și cu 2 se simplifică, 5, deci 55 la pătrat și aici poți să faci mental, există un truc pe care l-am mai pus eu pe canalele mele de socializare, 5 ori consecutivul, 5 ori 6, 30 și 25 la sfârșit. Bun, mergem la cea de-a 11-a sumă, aici observ că 1 de sus este 2 minus 1, pe 1 ori 2. Deci, vedeți, 2 minus 1 fac 1. 3 minus 2 fac 1. Deci, avem 3 minus 2 pe 2 ori 3. Și procedăm mai departe. 4 minus 3 pe 3 ori 4 plus 81 minus 80 pe 80 ori 81. Și despărțim fiecare termen în câte 2 termeni. 2 pe 1 ori 2 minus 1 pe 1 ori 2. Plus 3 pe 2 ori 3, minus 2 pe 2 ori 3, plus 4 pe 3 ori 4, minus 3 pe 3 ori 4. Și mergem și la ultimul. 81 pe 80 ori 81, minus 80 pe 80 ori 81. Observați că 2 se simplifică, 3 la fel. 2 de aici la fel, 4 la fel, simplificăm ce putem și scriem ce ne-a rămas. 1 pe 1, minus 1 pe 2, plus 1 pe 2, minus 1 pe 3, plus 1 pe 3, minus 1 pe 4. Suma aceasta mai poartă denumirea de sumă telescopică, pentru că, dacă o așezăm puțin altfel, seamănă cu un telescop de jucărie. Bun, reducem acești termeni. Și observăm că ne-au rămas 1 pe 1 și 1 pe 81. Și facem calcule, avem 81 minus 1 pe 81, adică 80 pe 81 rezultatei sum, Rezultatul sumii. Și ultima sumă pe care am ales-o, tot din categoria anterioară, dar observați, 4 minus 1, nu fac... 1, ne dă 3. Și atunci procedăm în felul următor. Voi scrie 4 minus 1, dar ca să fie corect matematic, voi pune în față 1 pe 3. Hai să verificăm. 3 și cu 3 de sus ar simplifica și ne-ar rămâne 1 pe 1 ori 4. Bun, Observăm că și la al doilea aș putea să procedez la fel. 1 pe 3, 7 minus 4, pe 4 ori 7 și fiecare dintre sume, la fiecare dintre sume voi proceda la fel. Și atunci vom avea. Hai să scriu până aici și o să așez cum v-am promis sub forma unui telescop, așa zisei sume telescopice. Vom avea 1 pe 3 pe lângă 4 pe 1 ori 4 că voi despărți în două sume, minus 1 pe 1 ori 4, plus 1 pe 3 pe lângă 7 pe 1 pe 4 ori 7, minus 4 pe 4 ori 7 și așa mai departe. Plus puncte-puncte, la ultima vom avea 1 pe 3, 94 pe 94, 91 ori 94, să-i scriem în ordine, minus 91 pe 91 ori 94. Vei face simplificările ce se pot face și dacă nu vezi, te sfătuiesc să le scrii din nou vei avea 1 pe 3 pe lângă 1 minus 1 pe 4 plus 1 pe 3 pe lângă 1 pe 4 minus 1 pe 7 plus 1 pe 3 pe lângă 1 pe 91 minus 1 pe 94 și le vom aduna. 1 pe 3 îl dau factor și avem. Observați că aceștia se reduc 1 minus 1 pe 4 cu 1 pe 4 și așa mai departe, și ne vor rămâne doar 1 minus 1 pe 94, vei face calculele 1 pe 3 ori. 94 minus 1 fac 93 pe 94. Cu 93 se simplifică, vei avea 30 și 1 pe 94. Asta e aproape că voi reveni și cu clipul 2, partea a doua, de la sume abordate tot din două puncte de vedere și cu sume, să zicem, de un nivel uh, puțin mai ridicat de dificultate.